refugiu și putere. O rubrică de Harold J. Sala. Astăzi vorbim despre un erou devenit anti-erou peste noapte. În Epistola către Romani, capitolul 8, apostolul Pavel scrie: Acum, dar, nu este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Presa a scris despre John Dennis următoarele, Duminică un erou, luni un vagabond. Este povestea ciudată a acestui mecanic auto care l-a salvat pe tânărul Ronnie Perez după ce hainele acestuia au luat foc în timp ce lucra la linii de înaltă tensiune. Suferind el însuși arsuri, Denis a jupuit băiatul de haine, salvându-i viața. Poza lui Denis a ajuns pe prima pagină a ziarului local, iar ca urmare a acestui fapt, poliția a realizat că el era hoțul care jefuise o stație de benzină locală. Când în cele din urmă a fost adus la judecată, judecătorul a fost uimit. El nu știa ce să creadă despre acest bărbat care era și erou și anti-erou. Când judecătorul i-a cerut explicații pentru comportamentul lui, bărbatul și-a plecat capul rușinat. Apostolul Pavel demască schizofrenia spirituală atunci când scrie: căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Lupta apostolului Pavel a cărnii, respectiva Duhului, este lupta fiecăruia dintre noi. Adevărul este că ceva din John Dennis există în fiecare persoană, mă includ și pe mine. Dacă îți faci timp să citești despre lupta lui Pavel în epistola către romani, îți vei da seama că există o singură cale de a găsi eliberare din luptă, și anume prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care locuiește în tine. Tot apostolul Pavel scrie următoarele despre lupta sa. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Deci, tendința de a face ceea ce știm că este rău este înlăturată? Nu, dar tu primești puterea să reziști forței care te trage în jos, să alegi ce este bine atunci când răul este așa de ispititor. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu că există o forță mai mare care ne ridică spre cer. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos!